Un nou cutremur în România vineri. Unde s-a produs seismul? Un cutremur a avut loc vineri la prânz în România, anunță Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului informează că un nou seism s-a produs în zona Gorj și a înregistrat magnitudinea de 2,2. Cu tremurul s-a înregistrat vineri, 3 martie, la ora 11 și 20 de minute, în Oltenia, Gorș. Seismul a avut magnitudinea 2,2 la adâncimea de 5 km și s-a produs în apropierea următoarelor orașe. 108 km nord-vest de Craiova, 108 km sud-vest de Sibiu, 143 de km vest de Pitesti, 161 de km sud-est de Timisoara, 180 de km sud-est de Arad, 183 de km sud de Cluj-Napoca, 203 km vest de Brasov, 211 km est de Belgrade, 215 km est de Zemun, 224 de km nord-est de Nis. Un alt seism a avut loc joi, 2 martie, în zona Gorj și a înregistrat magnitudinea de 2,3 la adâncimea de 12 km. Cel mai semnificativ cu tremur din zona Olteniei s-a produs pe 14 februarie 2023 și a avut o intensitate de 5,7 pe Richter. Cu o zi înainte, în aceeași zonă, s-a produs un seism de 5,2 grade, la o adâncime de 16,5 km.